Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am un sacoșoi de sticle goale în mașină. Lasă-mă în pace, că e norocire cu ăla. Mă duc astăzi când mă întorc acasă, mă opresc la unul din supermarketurile de pe drum, alea, mă rog, unul din supermarketuri unde fac și cumpărături de obicei, și o să las sticlele respective la automat, una câte una. Te umpli de bani. Te pui pe cineva să te filmezi. Băi, ultima dată, era coadă. Era o doamnă în fața mea, că nu e prima dată când mă duc, ultima dată era o doamnă în fața mea, avea două cărucioare pline cu astfel de ambalaje. Acum, ori are o familie care e foarte setoasă și bea foarte multe lucruri, ori au apărut oameni care strâng ambalaje de genul ăsta, pentru că acum la 50 de bani ambalajul se pot face niște bănișori. Deja cred că zbănători de recompense, cum ar veni. Bă, hai să vă spun, erau oameni din totdeauna care strângeau ambalaje de tot felul și le reciclau pentru sume mici. Acum, acum 50 de bani, bucata niște costează și bătăi la un moment dat. Sunt niște condiții. Adică trebuie să fie ambalajul intact. Da. Nu mai poți să-l iei oricum, știi? Adică nu mai poți să le strângi pe alea care sunt aruncate, strâmbate, nu știu ce, sau sufli în ele, habar n-am cum se face. Dar înțeleg că în vest, unde funcționează sistemul ăsta de mai multă vreme, sunt inițiative locale. Diferite fundații, organizații care se ocupă de așa ceva și ajută oameni fără venit să câștige un ban. Da, și la noi sunt inițiative locale. Când am adus mașina la spălat, o inițiativă locală, băieții mi-au golit portbagajul de sticle, care erau pregătite tot pentru chestia asta. Nu pot să cred ce mișto. Da, au fost foarte strângători, o inițiativă extraordinară. Și tu nu ai văzut când au luat? Și nu le-ai de unde zis? Să... În primul rând, tu mergi la spălătorie cu om. Da, merg la spălătorie cu om din când în când, nu întotdeauna. Nu, n-am mai fost la spălătorie cu om dinainte de pandemie. Nu, zici că am umblat dezbrăcat prin oraș, da, așa zici. Tu economisești pentru bomboane, tu ai explicat. Nu e vorba, dar nu mai am nervi, nu mai am, așa mă duc, îmi iau trei fise de alea, țac, și mașina în vezi că în weekend, minute, în dai... weekend sunt spălătorite, duci și lângă spălătorie stai, bei o citronadă, e auzi, frumos. Da, mai aveți și mult timp liber. Faci și cu aspiratorul în mașină? O dată la 4-6 luni, da. Și îți face plăcere? La 4-6 luni? Ce? Dai cu aspiratorul în mașină? Zi, mă, da. Îți face plăcere să faci asta? Adică îți face asta de plăcere sau că n-ai încotro? Ce, că dau cu aspiratorul? Da, că speli mașina singur, că nu știu ce. A, da. Da? Dar nu că îmi face plăcere. Ia și cheia mea. Nu, nu, stai puțin să ne înțelegi. Eu n-am, toată viața mea m-am încurcat spălatul mașinii, că eu niciodată n-am avut stare, da. Nu am stare. Păi da, înțeleg că-ți place. Să-ți dau 25 de minute, jumătate de oră să... Da. Mm-hmm. Și... Tu ai dus la automat? Eu am... duc copiii. Duci copii? De fapt, nu duc copiii. Și pășa de bagnat sau ce? Min. Că nu înțeleg. Duce Radu, ăla mic. Ăla nu-l interesează. Ștefan nu-l interesează să câștigi un ban? Nu. Radu merge și duce de-alea. Eu și eu în rest mai văd diversi cetățeni când mă duc eu la cumpărături care descoperă aparatul ăla. Mai înjură, mai căla, mai... Trebuie să aibă sticla, nu știu ce... Trebuie să aibă un cod. Trebuie un, să aibă... un semn, da, un distinctiv. Logo. Da. Și n-au toate deocamdată. Deocamdată. Unele au, altele n-au. Și mai văd oameni care bagă la scuipă, caută, își pun ochelarii să caute semnul, se mai încearcă de 2-3 ori. Din vară o să aibă toate logo. Acum e o fază în care se termină... Îți dai seama și ce nu merge, știi? Ce nu se vinde bine. Pentru că acum... Deci sistemul ăsta a intrat când? La sfârșitul lunii noiembrie anul trecut. Vorbim de sistemul de garanție returnare, așa îi spune. Acesta în care toate ambalajele de băuturi, deci nu borcane de zacuscă, nu borcane de murături, doar ambalaje de băuturi din sticlă, plastic și doze de metal cu volume cuprinse între 100 de mililitri și 3 litri, pot între fi duse înapoi la... Da? Da, da. N-am știut asta. Serios că nu știai? Cred că doar plasticul. Nu, plastic, și doze de... sticlă și doze de tablă. Dar vezi când cumperi, mă, că îți trece pe bon, că ți-a oprit garanție pentru... Dar tu te uiți pe bon? Că... Vreodată? Da. Ocazional. Mm-hmm. Da. Suntem foarte diferiți. Bun. Da. Deci sistemul ăsta. Sunteți haotici, nu mai de da, ce da, vreau da. Să spun? Cu sistemul ăsta, cu dozele, cu plasticele, cu toate alea. Sistemul cu dozele, cu plastic. Concentrează-te. Ce. 50 de bani bucățica. Ah, voiam să spun că de la 1 iunie anul ăsta... Toate ambalajele din România vor trebui să poarte acest logo, deci vor trebui să facă parte din sistem. Acum încă se epuizează stocurile vechi de ambalaje produse fără logo-ul respectiv. Și îți poți da seama că deja au trecut niște luni, nu? Suntem în aprilie, practic au trecut 4 luni de când a intrat sistemul în vigoare. Și
Și încă se mai găsesc băuturi în ambalaje fără logo. Deci îți dai seama cam ce nu se vinde bine. Că da, ce se vinde bine deja are logo. Adică ce, corect, are volum mare de... Sună... Apropo, dacă sună ceva, asta... Ce sună... Tableta, tableta, sună tableta, da, tot. 0372069599. Cum vi se pare că merge sistemul ăsta cu garanțiile? Dacă ați recuperat deja bănuți? Dacă ați văzut oameni care au multe ambalaje, cum faceți? Vă duceți, strângeți? Cât strângeți ca să vă duceți o dată? Ideal ar fi ca atunci când te duci să-ți cumperi un box de apă, să zicem, să te duci cu ambalajele vechi. Că dacă tot te duci la magazin, ia și... Dar uite că eu nu reușesc să fac asta. Am strâns o pungă mare, îmi ocupă jumătate din bacheta din spate. Sunt multe critici față de sistem. Cred că e o chestie legată de obișnuință până la urmă. Da. O să ne intrăm și noi într-un... Să știi că eu mi-aduc aminte, eu cu tata spălam sticle de sticlă. Asta era pe vremuri, dar eram, da, obișnuiți, sistemul exista deja. Între timp a dispărut, au trecut 35 de ani. Și eram nemulțumiți când eram obligați să le ducem la școală. Că ne mai cereau să le ducem la școală, pentru că la școală nu ne dădeau bani pe ele. Iar dar la alimentarea te duceai cu sticla spălată și tata avea o modalitate de asta de a spăla sticla, că și atunci treia să duci sticla curată. Se uita vânzătorul de la alimentar, se uita la sticlă și pe unele le accepta, pe altele nu. Și punea înăuntru ziare rupte cu apă caldă cu săpun și ca să le spele bine. Da, ca să le spele. Aduți aminte că în perioada respectivă erau inclusiv culori diferite la sticle. Sticlele de ulei erau maro, da, cele cu apă minerală erau verzi, ca să nu riști vreodată... Mă rog, ba, nu, așa erau. Crezi tu, dacă n-am așa erau. Așa erau, prins, e adevărat, la, da, prins la bere în sticle cu ulei care era infectă și nu putea fi băută, da, da, și așa, da, nu. Eu se nu știu găsea de bere, că nu consumam. Erai mic. Deci, nici acum nu consum. Gradul de colectare este în creștere. E adevărat că e foarte departe de ținte. Eu cred că o să fie foarte bine, pentru că mi se pare că au pus prețul corect. Da, 50 de bani e ok. Adică 50 de bani, ok, dacă tu ai suficient de mulți bani sau ești prea comod ca să faci chestia asta, sigur vor fi niște oameni, uh-huh, nevoiași care vor fi interesați să ambaleze toate, să adune toate ambalajele cu putință ca să ia niște bani buni. Da, stați să vedeți unde merge. Uite că mi-a trimis cineva o știre care a apărut pe Economedia. Zice așa: Asociația Berarii României anunță că gradul de colectare înregistrat prin sistemul de garanție returnare a înregistrat o creștere exponențială de la începutul acestui an, ajungându-se la 20% în prezent, 20% din ambalajele puse în circulație, în condițiile în care ținta pentru tot anul este de 65%, scrie agenția Ager Press. Dar, în același timp, directorul general al Asociației Berarii României a subliniat că aproape 90% dintre ambalajele colectate prin sistem au fost în zona București. Deci, cred că avem aici zone foarte diferite. România este din nou cu mai multe viteze. Adică se colectează 90% din ambalaje colectate în București, în restul țării nimic. Cred că acolo încă nu funcționează sistemul, că, repet, banii, băi, sunt bani, adică la 10 de alea sunt 5 lei. Pentru un om nevoiaș chiar sunt bani buni. Bun. Cum vi se pare că merge sistemul de garanție și returnare, cum îi spune? Adică acest sistem prin care ni se oprește garanție, ni se opresc garanție 50 de bani și primim înapoi dacă ducem sticla înapoi la magazin, fie la automat, fie la colectare manuală. Dacă ați recuperat garanții și cam cât și ce ar trebui, ce credeți că ar merge îmbunătățit? 0372069599 și mesaj audio pe WhatsApp 0728312. Sistemul de garanție returnare vorbim, cum vi se pare că merge, ce ar putea fi îmbunătățit? 0372069599, numărul nostru de telefon, vă ascultăm. Neața! Păi eu de 2 ani de zile fac chestia asta, deși nu se băgase sistemul și mi se pare foarte ok. Acum, na, adun într-o pungă de aia mare de rafie cam valoare de 10 lei și mă duc cu ele periodic când am drum la marketuri. 50 de ambalaje. Dar, na, am auzit că tocmai în orașele mai mari ar fi mereu blocate 20 de ambalaje, aparatele. 10 lei, da. Eu le duc într-un oraș mai mic de provincie și n-am avut probleme de genul ăsta. În corbancați mai ieftine? Nu, scuze, eu sunt cu aritmetica, nici nu mai spun matematica, da, da, aritmetica e. L-ai găsit și pe Luca la matematică. Da. Da, sunt multe mesaje care vorbesc despre aparate de astea blocate. Eu n-am întâlnit, n-am prea interacționat cu ele și când s-a dus Radu cu ambalaje, nu s-a întors niciodată cu ele acasă, semn că n-au fost blocate. Dar... Da, și eu când m-am dus prima dată să returnez, unul dintre ambalaje, nu voia să le ia, spunea: acest ambalaj nu poate fi primit de magazinul nostru. Este și acest mesaj care enervează lumea, am remarcat.
Și era, făcea parte dintr-o colecție de ambalaje cumpărate toate în același moment. Deci nu avea cum să nu fie și până la urmă l-a luat. Dar e adevărat, la a treia încercare. Cum să ni se pară? Ni se pare o porcărie. Se importă sucuri fără SGR și le vindem în automatele de produse. Nu, așa o să fie toată viața. Nu. Nu, pentru că tot sistemul are această caracteristică, trasabilitatea. Adică fiecare cod de genul acela urmărește un ambalaj și un singur ambalaj prin tot sistemul. Nu poți să introduci acum în sistem ambalaje care nu au codul respectiv, care nu, nu au logo-ul respectiv. Dacă nu au logo-ul respectiv, automat nu este oprită garanție. Nu este acceptat oricum în sistem. Deci ca atare nu Bașca. Poți să-l vinzi. Laurențiu, bună dimineața! Bună dimineața! Se discută mult, multă lume nu știe, lucrez în retail și problema e destul de complicată. Retailul mare sau retailul mic, de curiozitate? Retailul mare. Okay. Vă spun Reve, nu vă spun numele magazinului, că nu face reclamă, da? Mm-hmm. Ok, avem în toate magazine, avem sistemele instalate, probleme sunt la colectare, fiindcă statul, că e și statul băgat în chestia asta, probleme sunt cu colectarea din cauza faptului că volumul este foarte mare. Cine a zis că se importă suc fără SGR, bate câmpii pe românește. Toate stocurile care avem magazine trebuie să se ruleze până la sfârșitul iunie, apoi doar SGR va fi, doar SGR va fi la vânzare. Omea va fi la vin, fiindcă rulajul acolo este mic și de patronatul vinului cer derogare pe partea de vin. Da, pentru că au rulaj mic și pentru că sunt vinuri vechi, exact. Înțeleg, dar cât exact. De mare poate să fie volumul la vinuri care au 5, 7, 10 ani vechime și stau la raft? Adică serios acum. Exact. Acolo e problema și nu se pot vinde SGR și non-SGR cu garanție. Da. Cele cu SGR au alte coduri de bare, alte EAN-uri. Uh-huh. Deci nu ține nimeni garanție în marile magazine. Nici în magazine iau garanție pe tot mai nou și ne trezim cu clienți care vin cu ambalaje non-SGR cumpărate de la chioșc și ne zic că le-au la garanție pe ele. Fiindcă băieții de la magazine mici au început să facă și bani din povestea asta. Da, e adevărat. Asta este o problemă care se va regla, adică va scădea în amploare pe măsură ce exact. Se vor înlocui stocurile. E o chestiune de adaptare, nu? Da. Și mai este o problemă. Restaurantele, ele încasează garanție, sticlele le au și sunt băieți care deja au început să le colecteze. Da. Vă spun că tot centru vechi, care băieții din zonă sau din Rahova, vin de iau din centru vechi tot ce este cioc pe românește, sticlă, da. Și ne bubuie aparatele. Deci se colectează foarte mult, volumul este foarte mare și va fi din ce în ce mai mare când vor ieși nouă SGR-urile de pe piață. Păi, diferența cred că acum se colectează ceva gen 20-30 de milioane, au fost în februarie. Mulțumesc foarte mult pentru informații, foarte bună intervenția, dar circulația într-un an de zile de ambalaje de toate tipurile care sunt în SGR, într-un an, în România este de ordinul miliardelor. Adică imaginați-vă, acum avem 20 ceva de milioane într-o lună, dar într-un an, doi, va trebui să ajungă la miliarde pe an. Salut, Daniel! Bună, Daniel! Bună dimineața! Eu colectez de vreo 3 ani și când erau fără bani, când am văzut prima dată aparate, ne-am zis, domnule, hai să facem, că e normal să ajutăm mediul înconjurător. Problema este acum că am strâns și eu portbagajul, bine, din consumul propriu, să zic, am strâns câteva luni. Uh-huh. Problema este că b-am găsit aparatele blocate, b-am găsit persoane în față cu saci de... Da. De peturi, eu aș spune, adică ca și recomandare, să fie mai multe dozatoare. Mm-hmm. Mai multe autonome. Da, automate, da, nu automate. Se cheamă RVM, da. Se cheamă Reverse Vending Machine, da. Probabil că marile magazine, confruntate cu atâtea reclamații din partea clienților, vor cumpăra mai multe. Da, idee, mașinăria asta, că am văzut, trebuie să duce ambalajul intact și umflat. Da. Ia le și... Le compostează în spate. Da. Da, păi ea și auzi cum le face. Salut, Florin. Salut, Florin. Salut. Nu înțeleg de ce trebuie să le duci umflate. Adică, ok, o problemă tehnică. Trebuia să găsim o rezolvare tehnică la o problemă tehnică. De ce? Pentru că dacă le-ai fi putut duce în orice altă formă, turtite, mă rog, cum o fi ele, ai fi încurajat mult mai mult povestea. E foarte greu. Eu, de exemplu, am și acum în mașină, când vorbesc cu voi, o sacoșă, cum ați spus voi, cu niște dale. Le-am adunat. Te deranjează volumul lor.
Da, volumul. Exact, e complicat să le duci. În plus, dacă le-ai putea duce în orice formă, tuchite, netuchite, călcate de tramvai, ai încuraja și oamenii care chiar din asta trăiesc. Da, este adevărat. Pentru că ei ne fac un serviciu nou. Mă rog, așa era până acum. Adică până acum se mai puteau duce, dar nu pe bani. Problema este că fiecare acest ambalaj poartă o valoare care trebuie trecută în contabilitate. De asta trebuie să poată fi citit codul respectiv și trebuie să fie verificată trasabilitatea, adică să știi ce ambalaj este al cărei băuturi. Că altfel ar duce cineva, ar decupa codurile de pe ambalaje și s-ar duce cu portofelul și ar băga doar coduri și în felul ăsta ar încasa bani. Volumul, aglomerația și eventualele defecțiunile aparatelor nu sunt însă singurele inconveniente. Ne atrage atenția Vasi, care spune că cel mai nașpa e când, după ce ai lăsat copiii la școală, te duci la supermarketul de lângă să decartezi plasa cu doze goale la aparat și te întâlnești cu mămica copilului din clasă, care vede câtă bere bei tu și tu trebuie să începi să-i torni că duci dozele vecinilor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.